Iată-l pe făt frumosul din Ghiveci, adică acest minunat puiet de stejar. Mă rog, nu intru în detalii, e un puiet de gorun, una din cele șapte specii de vercine din România, povestim cu altă ocazie. Aici, într-o pepinieră foarte dragă mie, unde creșterea puieților se face în container. Așa devin ei feți frumoși. Pentru că ceea ce vedeți în mâna mea este un puiet în vârstă de 3 luni, care în această toamnă, adică într-un singur sezon de vegetație, va deveni apt de plantat. Comparativ cu vechea tehnologie în care ai nevoie să produci puieții în pepiniere 3 ani. Un an versus 3 ani. Eu zic că se merită. Și se merită și vă spun și de ce. E foarte ușor să ai grijă de ei. Le-ai pus o popică bună, această turbă, foarte apetisantă pentru ei, și un spațiu în care își vor dezvolta rădăcina. Rădăcina este protejată. În momentul în care vor merge în câmp să fie plantați, se scot cu ușurință din aceste containere, se amplasează în groapa de plantare, iar rădăcina este foarte puțin deranjată, ceea ce înseamnă că șansele de a se prinde cresc semnificativ. Și vă spun din propria experiență, și toamna trecută și primăvara acestui an am plantat stejar la container și procentul de prindere este de peste 95% și să merită. Mai ales în cazul speciilor de stejari, avem, din păcate, suprafețe din ce în ce mai puține, istoricește vorbind, în prezent undeva la 16 la pădurile noastre sunt dominate de speciile de stejar, în mod special pe partea de sud a țării, unde ne confruntăm cu ridicate și alte probleme, unde pădurile de stejar încă funcționează foarte bine. Revenind la acest minunat făt frumos, o să vedeți acum în poza de detaliu cât de mult a crescut rădăcina. Pentru că se spune despre stejar, cel puțin în primii ani de viață, cât crește în sus, tot atât crește și în jos. Și vedeți asta foarte bine în poza alăturată. Revin curând cu informații despre minunata pepinieră în care mă aflu acum. Nici măcar nu vă spun în ce județ sunt acum, dar vă promit că voi veni cu informații suplimentare. Numai bine.